Doamnelor și domnilor, reluăm această discuție extrem de interesantă pe care o port împreună cu H.D. Harman, cronologia ascunsă a umanității. Am ajuns cumva preajma potopului. Textele sumeriene ne informează că nefilimii ar fi ținut lungi adunării, nefilimii sau Anunnaki. Da. Pentru a hotărâ destinul oamenilor și al lor, al zeităților de pe pământ, al civilizațiilor, erau mai multe. Erau mai multe, care se împleteau pe pământ. În urma acestor consilii ar fi luat decizia de a face 4 regiuni. Trei dintre ele, Mesopotamia, Valea Nilului și Valea Indului, au fost populate cu oameni. Da. A patra, sapiens, sapiens. A patra regiune, sapiens, sapiens. Așa. A patra regiune considerată sfântă, un termen care la început însemna că zona era interzisă, restrânsă, aia pură despre care vorbea Enki. Da. Mi-am făcut așezământ pur, sacru. Da. Probabil, așa cum spuneați, eliberat de tot felul de... Septic. Septic, septic. Da. Da. Dedicat acest spațiu numai zeilor, era un pământ pur, o zonă de care oamenii se puteau apropia numai cu autorizație. Da. Traversarea acesteia putea cauza moartea din cauza folosirii unor arme înspăimântătoare. Acest ținut sau regiune, numită Tilmun, ținutul în care sunt rachetele. Da. Foarte interesant. Era zona... Probabil că aveau antiaeriană, simplu. Era zona în care își stabiliseră practic Anunnaki baza spațială, după ce aceea de la Sipar fusese distrusă de apele potopului. Practic, această zonă a fost pusă sub comanda lui Utu Shamash, zeul care era însărcinat cu rachetele. Eroii epopeilor antice, cum ar fi Gilgamesh, cei care știu Ramayana și Mahabharata, au auzit aceste epopee, cunosc numele personajului, s-au luptat din greu aceste personaje pentru a ajunge aici, pentru a fi purtați apoi de un șem sau un vultur, cum se numea atunci până la lăcașul ceresc al zeilor. Fiți atenți aici, cum se ruga Gilgamesh către Shamash. Lasă-mă să intru în ținut, lasă-mă să-mi ridic șemul. Șemul era vas de luptă, evident, avă. Pe viața zeiței care m-a născut, a cinstitului rege, tatăl meu, îndrumă în pașii spre țara ta. Practic, deci era semizeu Gilgamesh, era un semizeu. Era produs genetic între zei și rasa umană. Deci, practic, ținta lui Gilgamesh era de a ajunge în acest sfânt ținut pentru a găsi planta vieții. Este, practic, unul dintre idealurile ancestrale ale omenirii, de a găsi lacul împotriva morții. Da, sau planta vieții, care era, de fapt, originea vieții. Se spune că Alexandru Macedon a fost atât de obsedat, a mai spus treaba asta, de planta vieții, încât de multe ori purta războaie exact în locul în care bănuia că s-ar afla acest resurs. Primul împărat al Chinei, Qin. Da. Qi a avut aceeași obsesie. Aceeași obsesie a vieții veșnice și, de altfel, el moare ca urmare a otrăvirii sale cu o substanță... Îi se făceau niște bucăți de ciocolată, bule de ciocolată pline cu mercur. Incredibil. El moare otrăvit de mercur. El, de altfel, face în ultimii ani de viață, nebunește datorită acestui tratament. Dar el credea că acesta... Îl va prelungi viața. Da, nu, îl va face nemuritor. Nemuritor. Dar acești oameni, atenție, ca să înțelegem. Da. Madalin Ionescu. Da. Acești oameni care au crezut în planta vieții, în viață veșnică, au creat imperiile pentru a le stăpâni veșnic, copiind fundamental la Alexandru cel Mare, la Alexandru cel Mare sau la Qi sau la alții, vorbim de instinct. Sunt prea departe de original. Absolut. Dar copiind fundamental ceea ce zeii au învățat pe oameni. Oamenii întotdeauna au vrut să fie egali zeilor. Este această chemare ancestrală care ne-a făcut să punem piciorul pe lună, care ne-a făcut să punem roboței pe Marte. Este chemarea ancestrală de a fi egal cu zeii. Atunci, și poate că asta a fost greșeala fundamentală a oricărei civilizații, tehnologice sau biologice, extraterestre. Atunci când ți-ai făcut oameni să muncească și le-ai dat sapiens, sapiens, ei întotdeauna, în adâncul lor, vor încerca să fie egalităi. Și poate că plecarea lor, tocmai asta a simbolizat, fundamental, nu au mai avut cum să țină în frâu ambiția umană. Și vom observa, de la dispariția lor de acum 15-20 de mii de ani până astăzi, pornim din epoca bronzului și ajungem cu roboței pe Marte, într-o perioadă de timp minoră la scara dominației Anunnaki pe Pământ. Absolut. La Anunnaki vorbim de sute de mii de ani. Dintr-o dată pleacă
Și în 20.000 de ani, nici 20.000 de ani, umanitatea ajunge pe Marte. Este această chemare fundamentală de a fi egală a zeilor. Și poate da ne întoarce de unde am venit. De unde au venit cei care ne-au creat. Eu cred că chemarea aceasta fundamentală se referă la bun, de ce m-ai făcut să trăiesc doar 50 de ani sau 60 exact. De ani? De ce nu am egalitatea vârstei tale? Este cea mai teribilă întrebare care apare în momentul în care parcurgi geneza. Nu, și este cel mai dramatic conflict care se naște odată cu nașterea Homo sapiens sapiens. De ce mai limitat? De ce mai limitat? M-ai făcut sclav? M-ai făcut tot? Dar de ce mai limitat? Le reamintim telespectatorilor care de multe ori din rațiuni firești au tot felul de, cum să zic, semne întrebare, revolte poate față de unele dintre afirmațiile pe care le facem, că Dumnezeu în fața îngerilor revoltați, ca Adam, a cunoaște adevărul, mușcând din măr. Evident, nu ne închipim că după ce a mușcat din măr a început să cunoască adevărul. Și revoltați că va trăi veșnic, va ști cum să trăiască veșnic. Se duc la Dumnezeu și spun, Adam va trăi veșnic de acum, că știe adevărul. Știe adevărul, da, mușcat din măr. Și Dumnezeu zice, zilele lui vor fi 120 de ani. Da. Îi liniștește și le spune că îl vom limita să trăiască 120 de ani. Ce creator iubitor și care ne privește pe toți la fel, face această diferențiere dură, drastică, între cei pe care îi crease înaintea noastră și această creație. Da, eu am o singură logică aici. Păi nu, de aici a apărut ideea că nu acesta era practic Dumnezeu. A nu, cel care ne-a manipulat genetic și a dat ordin ca oamenii să apară această civilizație. Da, eu am altă discuție. Același cu Dumnezeu, creatorul la toate cele ce sunt și căruia, pe care îl căutăm și îl invocăm în toate... Da, eu am altă logică aici. Noastre. Eu cred că pentru mediul în care am fost formați, noi trăim foarte mult. Câinii trăiesc 7, 10, 12 ani. Da. Da? Animalele sunt muștele care trăiesc cu zi. Și 18 ani, unii dintre ei, dar nu. Nu, dar nu contează. Noi trăim enorm. Da? Să fim foarte clari. În spațiu, genetica noastră nu corespunde. Nu corespunde. Deci ceea ce Dumnezeu a creat pe alte planete, noi dacă ne ducem acolo, nu avem cum să rezistăm. Și viceversă. Ceea ce a avut loc și aici trebuie să se înțeleagă foarte clar, nu ține de Dumnezeu. Ține de imensul rezervor, de rezervorul de energie umană. Și aici, eu aici tot timpul spun umanul. Nu neg existența lui Dumnezeu, dar nu neg rezervorul uman de inteligență, de creație și de putere. Noi am fugit din Eden. La noi nu este revoltă. Este fuga de Eden. Pentru că în Eden aveam totul și nu aveam nevoie de nimic. Noi, ca să ne dezvoltăm, a trebuit să avem nevoie de ceva. Eu cred că a fost mai complex. Nu. Eu cred că asta a fost singura... Să știi că universul e foarte simplu. Pentru că după toate evenimentele dramatice... Eu vorbesc simbolistic, Mădălin. Nu mă băga în evenimente dramatice. Cataclisme, putop și așa mai departe. Noi am fugit de Eden pentru că... Nu pentru că nu ne puteam... Nu trăiam bine în sânul lui Avram, cum se zice, în sânul lui Dumnezeu, ci pentru că prin nebine noi am înțeles să ne apropiem de Dumnezeu. Creația fundamentală a omului, apropierea de Dumnezeu, nu s-a întâmplat în Eden. Noi am fugit de Eden. S-a întâmplat pe pământ, între ierni geroase, războaie și între tot. Umanul s-a dezvoltat. Noi am început să înțelegem mecanica stelelor atunci când am pus piatră pe piatră și generații întregi au construit civilizații. Fuga de Eden este salvarea umanului din noi. Și poate că aici Dumnezeu a înțeles. Și restul resurselor extraterestre care au participat la formarea civilizației noastre, au înțeles și ele. Ne întoarcem la cronologie. Da. Acest pasaj sper că a fost o deschidere către cei care s-au, o provocare pentru cei care s-au uitat, astfel încât să-și găsească propriile răspunsuri. În jurul anului 10.500, potrivit acestor tablițe sumeriene, acestor mărturii,
și altor mărturii. Da, da, care și ele au 10.000 de ani. Deci când pun 10.500, punem din momentul când a fost criza. Evident, adică cu vreo 10.000 de ani în urmă. Cu vreo 10.000 de ani. Urmașii Linoi primesc trei regiuni. Ninurta, primul fiu al lui Enlil, construiește baraje în munți și asanează râurile pentru a face Mesopotamia locuibilă. Enki revendică Valea Nilului, foarte interesant. Da. Peninsula Sinai, de altfel unul dintre fiii lui, cred că e Set. Da. E rudă, nu e chiar rudă, fiul. O rudă de-a lui Enki. Ptah. Da, Ptah, cel care domnește, potrivit lui Manetho, 9.000 de ani. Da. Este primul rege din istoria Egiptului. Uh-huh. Cel despre care se spunea că, mă rog, cobora în niște caverne subterane, da, și unde avea niște zăvoare de care trăgea și cu care modifica cursurile râurilor. Nilului. De altfel, Egiptul este supranumită Țara Înălțată. Da, scoasă din ape. Scoasă din ape, da. Bun. Peninsula Sinai este reținută de Anunnaki pentru un spațioport post-diluvian. Se înființează un centru de control al misiunii pe muntele Moriah, viitorul Ierusalim. Apoi, cum vreun 9780 plus 10.000, deci 19.000, Ramarduc, fiul din tâi născut al lui Enki, împarte dominația spre Egiptul între Osiris și Set. Da. Set îl prinde și îl dezmembrează pe Osiris, da, pe care îl invidia la maxim, pentru că avea o altă origine, mama lui era mult mai înainte. Era mult mai regală decât mama lui. Mult mai regală. Era mult mai mult sânge regal. Da. Preia domnie exclusivă asupra văii Nilului, Set domnește vreo 350 de ani, când Horus, cel care era fiul ascuns de Isis al lui Osiris, se întoarce, se răzbună și începe primul război al piramidelor. Foarte important, apropo de piramidă, este această poveste a păsării înaripate Ben-Ben, care era, atenție, pentru toți cei care ne urmăresc, am văzut simbolistica piramidelor, este prezentă în toate civilizațiile umane. Absolut toate. Sunt mii și mii de piramide. Dar nu atâta piramide, trebuie să înțelegem că civilizația creată de Anunnaki are un simbol. O să râzi. Așa. Triunghiul. Da. Problema este că noi nu avem în acest moment, după plecarea Anunnakilor, simbolul nostru. Civilizația noastră umană nu are... Vezi tu, pe Marte vedem înscris ca un fier roșu, la nivel de un continent, simbolul. Este un cerc. Da. Un cerc. Deci acolo e o civilizație care a avut simbolistica cercului. Deci, la noi este triunghiul. În toate formele sale, piramidale, etc. Bun. Triunghiul intră într-un cerc, cercul intră într-un pătrat, pătratul intră în nu știu ce. Și ajungem la simbolistica geometrică. Și noi observăm că civilizația noastră, cea eliberată, fuga de Eden, cea eliberată din Eden, nu are simbol. Aici este foarte interesant. Circulă mult prea multe. Nu. Și nimic nu este ceea al ce nostru. Spune, da, nu, da, exact. Ceea ce îmi spune că încă noi n-am ajuns să descoperim exact acea resursă de energie, acea resursă fundamentală care să unească și ambiția noastră și în limitarea biologică și, cruzimea excelent, noastră. Excelent observație. Deci, pentru ceea ce vedem ca piramide peste tot, sunt, domnule, în Bosnia sunt munți. Deci alea nu sunt 2000 de ani, de 10.000 de ani. În munți sunt, atenție, piramidele s-au transformat în munți. Deci alea sunt de sute de mii de ani, deci au avut loc fenomene geologice. Aia nu s-au transformat în 10.000 de ani. Simbolistica triunghiului e cea mai importantă. Și aia nu este a umanității. Vorbeam de barca cerească. Da. Sunt nenumărate în manuscrisele egiptene, în papirusurile egiptene, sunt nenumărate. Uite, asta e BB-ul. Nenumărate, da. Asta este, asta e simbolistica. Nenumărate pasaje referitoare la discuri înaripate sau bărci cerești, barca milioanelor de ani. Da, 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 da. Se vorbește planeta milioanelor de ani de pe care venea milioanelor de ani de pe care venea Ra. Da. Care putea să fie o bază. Da, da, putea să fie o bază spațială. Ra, da, unul din fiii lui Ptah, primul monarh, primul rege al Egiptului, este un zeu, potrivit istoricului Manetho. Uh-huh. Manetho este citat de Herodot, citat de Flavius. Da, da, este cel mai mare, e Herodotul primul Herodot în absolut prima antichitate. Este primul istoric din istoria umanității care împarte regii în dinastii. Este foarte important, în patru dinastii. Îți dai seama ce educație trebuie să fie avut ca să facă împărțirea? Absolut.
familii seama? Dinastice. Sistematizare istorică. Din păcate, lucrările lui au fost distruse de invazia musulmană din 642, Alexandria, de la Alexandria, când biblioteca a fost arsă din temelii. Ăștia suntem noi oamenii. Bun. A venit Ra, unul din fiii lui Ptah, a venit în Egipt de pe planeta milioanelor de ani cu o barcă cerească, așa se spune, barcă cerească, a cărei parte superioară conică, prieteni, numită Ben-Ben, pasărea piramidală, urma să se conserve într-un altar construit anume în orașul sacru, care se numea cum? Anu. Da, în orașul Anu, da. Heliopolis, practic. Actualul Heliopolis. Da. Anu este numele conducătorului suprem care și-a trimis copiii într-o expediție ulterioră, mai multe expediții pe pământ pentru a lua aurul de aici, ca astfel încât să-i ajute pe planeta Nibiru. Considerat zeitatea supremă inițială a umanității. Da. Deci, în acea perioadă, în acele vremuri, am citit, potrivit lui Herodot și altor istorici, care sunt buni atunci când ne convine nouă, dar sunt deliranți. Sunt deliranți când nu ne convine. Așa este, da. Așa. Egiptenii făceau pelerinaje pentru a vedea Ben-Benul, care era într-un altar special în acest oraș special. Da, prefigurează, nu? Chivotul legii prefigurează toate elementele fundamentale ale tuturor marilor culturi. Toate artefactele culturale și religioase. Dar de altfel, tu să știi că noi nu avem la ora actuală, tu știai că, apropo de chestia asta, că a dispărut chivotul legii, bineînțeles, dar a dispărut totul. Da? Eu m-am dus în Egipt, eu am intrat în Sfânta Sfintelor, timp de mii de ani ți-ar fi luat oricine gâtul pe vremea aceea a faraonilor. Dacă intra în Sfânta Sfintelor, astăzi Sfânta Sfintelor este, o bat turiștii cu sandalele, așa, am intrat în interiorul templelor, nu există nimic, nu s-a descoperit nimic, deci artefactele au dispărut. Și am să-ți dau un exemplu care e foarte modern. A existat războiul piramidelor când se spune că au fost golite. O să vorbim acum. Da, da. Deci, atenție, hai să vorbim acum despre altceva. Un exemplu foarte modern. Voi știați că la Vatican, până în secolul XVI, nu s-a știut unde este mormântul lui Sfântul Petru? A fost pierdut. A fost pierdut în istorie. Și nu s-a știut. Și doar întâmplarea a făcut ca un papă, nu mai știu care, mi se pare că înainte de Borgia, de primul Borgia, nu de celebrul Borgia, unchiul lui Borgia, încercând să refacă nu știu ce chestie prin Bazilica Vaticaneză, întâmplător au dat de scara de piatră care a dus spre așa zisul mormânt. Astăzi nu se știe exact unde este mormântul Sfântului Petru, fondatorului Vaticanului. Și pe piatra aceasta tu vei construi biserica mea. Da. Petru te va chema, da? Că nu-l chema, îl chema Saul, da? Da. Deci fondatorul religiei... Chifa. Petru, egal da? Petru. Da. Chifa înseamnă piatră. Da, pe piatra aceasta vei construi biserica. Chifa îi zice Iisus. Și în acel moment realizezi, deci asta s-a întâmplat, repet, acum sute de ani. Este o mitologie întreagă că sub hotelul principal de la Vatican, sub altarul principal cu acei stâlpi enormi, da? Se află mormântul lui Sfântul Petru. Este o mitologie. Dar el s-a pierdut. Așa și toate artefactele fondatoare ale marilor istorii, ale marilor etape istorice, s-au pierdut. Nu cumva este o regulă să nu fie transferate de la o civilizație, să spunem, de la o etapă de civilizare la alta? Pentru că ele au același simbolistici, au același funcții. Adică după ce au plecat, au curățat locul, înainte să plece, au curățat tot? Da, fără discuție. Au ras tot? Tot. Au dat efectiv cu alcool. Deci au șters tot. Ceea ce noi descoperim întâmplător. Au mai scăpat câte... Au mai scăpat, că presupun că nu toate sunt... De ce? Pentru că este și o... Știi cum e? Hai să amintim, e ca la armată. Au același tip de politică. Peste 5.000 de ani ștergem toate piramidele. Toți. Mai scapă, că e un soldățel mai leneș. Pentru că altfel nu se înțelege de ce nu găsim artefactele, de ce nu găsim piatra fundamentală, dar găsim dinozauri peste tot de acum 3 milioane de ani. Uh-huh. Ai înțeles? Găsim intacte oasele dinozaurilor de acum 3 milioane de ani. Dar nu găsim de acum 100.000 de ani?
Din această civilizație. Din această civilizație uluitoare. Ceea ce mie îmi spune că atunci când s-a plecat, s-a luat inventarul și s-a spus acum 200 de mii de ani câte mănuși ai avut, câte antene ai avut, câte ia, unde sunt. Asta, aici am spune că există... Au distrus orașele pe care le-au construit? Da. Păi urul a fost descoperit acum 50 de ani și este urul de acum 40 de mii de ani. Da. Nu este urul de acum 200 de mii de ani. Da. Edenul nu există. Noi nu știm unde e Edenul. De ce? În momentul în când tu ai adus 3 fluvii, să le-ai făcut Eden și după aceea ai mutat fluviile alea, bineînțeles că s-a terminat. Da. Nu mai există nicio urmă. Deci toate artefactele fondatoare ale lor au dispărut. Nu există. Ce găsim? Găsim oglinda umană. Omul, într-o peșteră de care Anunnaki abar n-a avut, a pictat. A pictat. Exact. A ascultat, a dat o... I-ați văzut pe aia cu antene de, prin, da. De pe pereții peșterilor. Anunnaki habar n-avea. Habar n-aveau că ăștia au făcut astfel de reprezentări. Era un loc secret. Da. Da? Anunnaki habar n-aveau. Pentru că dacă știau, ștergeau și pe alea. Ștergeau și deci, aceste... Iată de ce piramidele zgoale. Doamne, curate. Exact, clean pe dinăuntru. Clean, dar stai o clipă. Noi vom vorbi în următoarea emisiune de așezările umane subterane. Sunt pe câte 8-10 etaje. Intră zeci de mii de oameni în ele. Dom'le, când au fost descoperite, că sunt în deșertul saharian. De exemplu, de ce n-au existat cetăți în lumea arabă? Toți istoricii deștepți, în ghilimele, au zis, păi da, pentru că erau așezări subterane. Da, sunt 50 de camere pe câte 8-9 etaje. Săpate în stâncă, sub nisipul de deșert, 500 de metri, are grosimea de nisip. Vă dați seama ce foraje au fost acolo? Da, da, da. Stai o clipă. Unelte de piatră. S-a intrat în ele, uite, de tipul ăsta. Da. Vezi? S-a intrat în ele, sunt curate, uite-le. Nu-i nimic. Zici că a venit unul și le-a răzuit. Da? Nu găsești nimic. Și totuși, acele erau orașe subterane unde se presupune că au trăit zeci de mii de oameni în condiții... În ce condiții? În condiții de calamitate. Dom'le, nu găsești o urmă de arsură, nu găsești o urmă de nu găsești un os. Noi găsim dinozauri întregi de 4 milioane de ani, de 3 milioane, și, dar nu numai aici. Peste tot în toate piramidele, peste tot în toate marile civilizații necunoscute. Mai știi fraza istoricilor care o spun? Ce, dom'le, credem că am descoperit o civilizație de care n-am știut existența, că nu i-am știut existența. Dom'le, sunt clean, sunt curați de parcă zicei că n-a trecut nimeni pe acolo. Dar găsești uși de 100 de metri înălțime. Da. Găsești tunele de intră trenul prin ele. Ce că le-au făcut aia acum 10.000 de ani. Da, mă, au făcut un tunel de intră metrou. Da. Adică chestiile astea ne arată ce? Au răzuit tot, dar au lăsat totuși semnul. Asta este interesant. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Fascinant aceste discuții. Dar vom vorbi în emisiunea următoare despre aceste artefacte care au rămas, aceste camere subterane, aceste adevărate arce al Noe. În jur de 8670, dar e de fapt 18670, da. Opunându-se controlului rezultat asupra tuturor instalațiilor spațiale din partea descendenților lui Enki. Deci Enki moare deja. Da. Suntem în o altă etapă. Absolut. Da. Enliliții, denzlănțul al doilea război al piramidelor. Victorios, Ninurta, care e pomenit și în Gilgamesh, deci foarte interesant cum se amestecă zeii de la o civilizație la alta, de da, continente da, da, da. Diferite, golește Marea Piramidă de toate echipamentele. Care asta? Asta e întrebarea. Care e Marea Piramidă? Care e Marea Piramidă? Ninharshak, aia sora... De pe Marte? Ninharshak, care supraviețuiește, atenție cât a trăit individa, convoacă o conferință de pace. Împărțirea pământului este confirmată. Domnia peste Egipt se transferă de la dinastia lui Marduk, care era zeu acadean, la cea a lui Tot. Da. Tot e zeu egiptean, da. Așa, cunoscut. Heliopolisul e construit ca înlocuitor al orașului Far. La 18.500 Anunnaki reînființează avamposturi la poarta instalațiilor spațiale. Unul dintre acestea este Ierihonul. Da, automat, da. Absolut. În anul 17.400, probabil, pe măsură ce epoca de pace continuă, Anunnaki îi acordă omenirii noi progrese, începe perioada neolitică, semizeii domnesc peste Egipt. Da. Care loc începe, de fapt, transferul de educație tehnologică către populația sapiens. Exact. Semizeii încep să transmită
informațiile. În jur de 13.800 înaintea erei noastre apare civilizația urbană în Sumer, când Anunnakii reconstruiesc orașele vechi, începând cu Eridu și Nippur. Anu vine pe pământ într-o vizită festivă. Da. În cinstea lui este clădit un oraș nou, Uruk, celebrul oraș. Da, celebrul Uruk, da. Anu face din templul sălașului iubitei sale nepoate Iștar. Dar întrebarea mea este alta. Vizita onorifică a lui Anu, da? Și terminăm într-un minut. Eu pun o singură întrebare, care trebuie să rămână în, cum trebuie, ca un răspuns vreodată să fie dat. Nu cumva ceea ce tu ai citit este perioada de tranziție a fugii de Eden? Nu cumva pământenii și-au declarat deja independența și are loc o perioadă de 10-15 mii de ani de transfer gradual? Foarte posibil. Încetul cu încetul. Către oameni. Către oameni, a unor informații, atenție, fundamentale, capabile să le asigure supraviețuirea. Este adevărat. Ne apropiem, așadar am ajuns în jurul anului 13.800 înaintea erei noastre. O reluăm când vom discuta și mai multe lucruri în episodul următor, discuția noastră. Este adevărat, Maneto vorbește de 4 dinastii, 2 ale zeilor, le identifică perfect. Da, enumeră pe toți. Pe toți, da. După și 2 ale semizeilor. După care urmează 2 ale semizeilor. Da. Și încep să apară niște dinastii neclare, ale semi-umane. Știi de ce? După care urmează dinastia umană, primul faraon uman considerat este Mem. Gilgamesh. Gilgamesh este primul care învinge o unitate militară, o unitate extraterestră pe pământ. Este primul semizeu care înfrânge militar rasa care era aceea. Căutați în Ramayana și Mahabharata. Din păcate, în România nu prea mai există în limba română, doar o ediție veche. Sunt în engleză aceste lucrări. Căutați și veți vedea ce arme foloseau. Și în momentul în care umanul... Fii din epoca lui Gilgamesh. Da, senzaționale. În momentul în care semizeul înfrânge cu forțe umane extraterestri, în acel moment are loc ruptura. Așadar, Memes, cum numeau grecii, primul faraon uman. Primul faraon uman. Toate aceste date se regăsesc și în papirusul celebru de la Torino. 330 de monarhi. Herodot îi confirmă și el. Dar Herodot a vizitat peștera unde erau sculptați cei 330. Exact. Și el și vorbește despre această peșteră care n-a fost niciodată găsită. Așadar, doamnelor și domnilor, istoria umanității e cumva sensibil diferită de ceea ce știm. Ne-am făcut un scop din a vă prezenta această parte, această secvență din istoria umanității altfel, de a vă ajuta să înțelegeți mai bine cine suntem, ce suntem și poate vom înțelege mai bine spre ce ar trebui să ne îndreptăm. Exact. Mulțumesc foarte mult, H.D. Harman. Mulțumesc și Doamne ajută și toate cele bune. Toate cele bune, mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit, mulțumesc Uniformem pentru ținută. Ne revedem luni de la ora 21, s-ar putea să se întâmple multe evenimente. Da, ne vedem atunci. Până luni. Ne vedem atunci. Toate cele bune.